Cele mai ieftine coinsuri pentru FIFA 18 le găsești în linkul din descriere. Folosește codul XBREAKER pentru o super reducere. Ei, salutare prieteni, eu sunt XBREAKER. Bine v-am regăsit la un nou episod de FIFA 18. Carena cu Arsenal. Avem meci cu Manchester City. Un meci destul de interesant. Hai să vedem clasamentul. City se află pe locul 12. 6 puncte în 5 meciuri, nu duce foarte bine. Are 2 victorii și 3 înfrângeri. Așa că sunt cam obligat să scoată puncte cu noi. Dar să vedem ce se va întâmpla pe Emirates Stadium. Lăsăm așa pe ploaie că-mi place. Facem în schimb câteva lucruri pe aici pe la echipă, oare? Wilshere, hai să vedem dacă și-a revenit Asensio. Kirikesh, vedem? No, Asensio încă nu și-a revenit. Din păcate pentru noi nu și-a revenit. Îl punem pe Marcelo, un Titi Bellerin, Koscielny, Martinez, Petr Cech în poartă, Asano cu Wilshere, las pe Băluță. O zi în Mbappé la Cazet, Cristiano Ronaldo, asta echipa noastră, meci cu City, ce credeți că se va întâmpla? Puține momente și va începe partida, la avem în imagini pe Cristiano Ronaldo, să vedem dacă va reuși să marcheze împotriva echipei lui Guardiola pe Emirates. Suntem gata să începem partida, atacăm de la stânga la dreapta, este o partidă incendiară, iată-l și pe Băluță, titular într-o partidă de Premier League, Marcelo, Ronaldo, iată o pasă bună, Wilshere, la Cazet, primul șut, dar mingea trece peste poarta lui Bravo, iată nu este Ederson în poartă, la Cazet a avut o execuție foarte, foarte periculoasă la poarta lui Bravo, poziția însă era destul de bună, Mesut Ozil cu recuperarea să scapă mingea ușor în afara terenului, îl vedem pe Mendy, City, în schimb are o echipă destul de bună, nu înțeleg ce se întâmplă momentan în campionat de... Au 3 înfrângeri și 2 victorii în doar 5 partide, 3 înfrângeri, ceva nu e bine. Marcelo, Mbappé pentru Wilshere, a plecat Ronaldo însă schimbase până la urmă poziția. Totuși mingea rămâne la Cristiano Ronaldo, deposeda și el destul de ușor, nu se lasă Cristiano Ronaldo. Încearcă recuperarea balonului, Danilo, De Bruyne. Dost, iată-l pe Dost în atac, joacă cu doi atacați Guardiola în această partidă pentru că vrea să câștige Danilo. Danilo trece ușor de Marcelo și este corner. S-a cerut fault în prima fază, dar nu s-a dat, arbitru a lăsat jocul să continue. Gundogan, Băluță se luptă cu Gundogan, iată Gundogan reușește să câștige. Șansă de gol pentru City. Blocați-l pe Otamendi, Gundogan, nu prea au soluții jucătorii lui City în aceste momente, Stone, Otamendi, și se întoarce balonul, s-a ajuns la centrul terenului, Mbappé recuperează, Wilshere, Mbappé pentru Mesut Ozil, șansă de contraatac acum pentru Arsenal, Ozil, a plecat la Cazet pentru ele, balonul la Cazet, controlează până la urmă mingea bine, la Cazet, mai departe, dar nu se înțelege cu Mesut Ozil, am avut șansă de gol. A avut șansă bună de a marca, dar totuși City s-a apărat bine. Cred că la Cazet trebuia să continue de unul singur. Ronaldo a așteptat și el undeva în stânga balonul. Fernandinho, De Bruyne, Dost. Iată cum Arsenal trebuie să facă pressing, pentru că altfel nu e bine. City e o echipă periculoasă. Danilo, Dost, șansă de gol, Fernandinho, blocat superb și reține Cech. Cât de bine l-a blocat cu riscul unui penalti. Ronaldo ajunge la balon. Pasează cu Wilshere. Mai departe la Kylian Mbappé, Băluță, românul nostru Băluță, Băluță se întoarce, Băluță ține de minge Wilshere. Din nou Băluță. N-are unde să paseze decât în margine la Hector Bellerin. Mbappé până la Marcelo. Marcelo poate intra interior. Pasează cu Wilshere. Wilshere, Mbappé, Mbappé se întoarce. Superb Mbappé, încă o dată Mbappé. Mbappé șutează, dar Bravo reține. S-a cam distrat Kylian Mbappé cu fundașii celor de la City, însă n-a putut să-l învingă pe Bravo. Șutul n-a fost unul extrem de periculos pentru Claudio Bravo, un portar destul de bun, un portar care evolua și pe la Barcelona. Fernandinho acum, City încearcă să dea replica și cred că a fost fault. Cred că a fost un fault ce aducea și un cartonaj roșu. Bellerin avansează, Bellerin își progresează însă mingea prea mult. Fernandinho așteaptă Agüero, balonul primește Agüero, iese și Petr Cech, foarte bine. Foarte bine Petr Cech, a ieșit la timp pentru
Al bloca pe Kun Agüero. Băluță, Mbappé, pasează bine lui Lacazette în fața golului, e faul de roșu. E faul, e cartonașul roșu, nu vreau să văd al cartonaș. Hei, nu-i dă nimic, nu cred. Iar Ronaldo va executa această lovitură liberă. Probabil vine un cartonaș galben acum, să vedem, da? Este galben pentru Mendy. A ieșit din zid. Nu, tot zidul s-a dus, da? Se pare că doar Mendy a văzut cartonașul galben. Haideți să vedem șutul lui Cristiano Ronaldo în blocaj. Încă o dată Ronaldo, încă o dată în blocaj. Mbappé. Marcelo. Marcelo, Băluță, dar mingea a fost mult prea spate pentru Băluță. Contraatacul celor de la City. Dos și la Agüero, combină bine, Agüero avansează. Urmărit de Bellerin, Mendy pierde balonul în fața lui Hector Bellerin. Ozil, iată-l pe Kylian, îl așteaptă pe Lacazette foarte bine, dar nu câștigă duelul ăsta Lacazette. Duelul la umăr cu Otamendi. Iată, Manchester United conduce pe Aston Villa cu 2-1. Mata reușește să aducă din nou Manchester în avantaj. Mendy. Mendy are galben, trebuie să aibă grijă. Iată ce frumos aici, mingea curge. Dost, nu s-a înțeles acolo cu echipierul său, Băluță. Dribbling bun al românului nostru. Avansează Băluță, Lacazette. Așteaptă Lacazette. N-are ce să facă de unul singur Lacazette. Întoarce Wilshere. Wilshere în blocaj. Șansă mare de gol din nou pentru Arsenal. Băluță foarte bine, Mbappé. Din nou Băluță, Kylian. Kylian ține de minge bine, Wilshere. Wilshere așteaptă pe Kylian Mbappé, care Mbappé, bravo! Foarte bine blochează, bravo. 2 minute de la margine, în continuare 0-0 între City și Arsenal. Marcelo se grăbește aici, probabil nici Ronaldo nu se aștepta la o astfel de pasă. Dost, este practic ultima șansă. Samuel Umtiti. Este un fundaș foarte bun și se trece prima rigă 0-0. 0-0, 2-1 în continuare pentru Manchester la pauză cu Aston Villa. Nu a fost ocazii foarte, foarte mari. Poate acum Mbappé, dacă avea un șut mai puternic, putea să-i pune probleme să reasă lui Bravo, așa Bravo a reușit să respingă. Iată o primă pasă greșită Ronaldo pentru Lacazette. E de unul singur, e izolat acolo Lacazette, dar încearcă pe viteză Lacazette. Wilshere, Ronaldo, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Ronaldo marchează și este 1-0 pentru Arsenal, minutul 49! Da? Iată cum reușește Arsenal să puncteze într-o fază care nu anunța foarte mare pericol. Lacazette era undeva cu 6 jucători de-ai lui City, 2, 4, 5, hai să spunem 5, pasă până la urmă bună pentru Ronaldo. Ronaldo jutează și îl învinge pe Kylian, pe Bravo, mă scuzați, era să zic pe Mbappé, îl învinge pe Bravo. Minutul 49 pe Emirates Stadium, începe nebunia suporterii în urale de bucurii. Lacazette, Ronaldo, Ronaldo, iată ce face Ronaldo, acum își permite să se joace Bellerin. Bellerin, Wilshere, din nou cu Bellerin, nu trebuie să ne grăbim, Bellerin a încercat o pasă filtrată pentru Mbappé, Băluță. Wilshere, Marcelo, din prima pentru Cristiano, Ronaldo, Ronaldo, Mbappé și offside. Știa ceva Mbappé. Îl băgăm și noi pe Alexis Sanchez în locul lui, Băluță. Nu e cea mai potrivită poziție pentru Alexis, dar să vedem cum se descurcă și acolo, trebuie să facem. Să și improvizăm. Îl avem pe Ronaldo acolo cu Alexis, e greu să-l schimb. Koscielny pierde balonul. Băluță n-a jucat rău. Iată ce șansă are acum Danilo de a egala. Danilo Bellerin, fenomenal! Fenomenal Hector Bellerin, cum a scos acest balon și acum contraatacul cu celor de la Arsenal prin Cristiano Ronaldo. Ronaldo cu De Bruyne, Ronaldo trece viteză, este în careu la Lacazette, pentru el se centrează la Lacazette. Încearcă execuție pretențioasă și Mendy scapă balonul de sub control. Este corner, iese Dost. Nu vom bate cu Ronaldo, batem cu Bellerin. La Ronaldo, undeva la Ronaldo, Ronaldo! Dar Bravo este atent. Partida s-a animat după ce Ronaldo a reușit să marcheze. City 3 să forțeze City. S-ar afla la a patra înfrângere în 6 meciuri, ceea ce nu-i deloc ok pentru Guardiola. A fost foarte aproape să marcheze, însă
Bellerin a reușit o intervenție fenomenală, mingea se ducea în poartă, Mendy urmărit de Ronaldo, Mendy trece de Ronaldo, trece bine până la urmă Mendy, să vedem, fără fault în care Agüero, dar ce e acolo și putem pleca pe contraatac, Mbappé, e fault la Kylian Mbappé, Umtiti a avut timp să se retragă cei de la City, probabil asta a fost și tactica, Bellerin, pasă greșită, Mendy, poate contraataca acum Alexis, tackling-ul e perfect. Tackling-ul ăsta e perfect, Alexis, foarte bine. Iată-l pe Bellerin recuperând și punând pe City din nou în dificultate. Bellerin însă nici el nu a reușit să controleze balonul până la final, așa cum a făcut-o Mendy mai devreme. Mendy față-față cu Koscielny. Koscielny trebuie să stea pe picioare. Mendy, Marcelo. Cât curaj are Marcelo. Mbappé pentru Ronaldo. N-a ajuns mingea la Cristiano. Minutul 70, 20 de minute până la final. În continuare, scorul este 1-0 pentru Arsenal cu Manchester City. O partidă destul de dificilă. City cu siguranță nu renunță la victorie, chiar dacă e condusă. Eu zic că City are șanse să câștige un astfel de meci. E o echipă mare. Ozil, Wilshere, până la Marcelo. Trebuie să calmăm puțin jocul, trebuie să ținem de minge. Iată aici Bellerin, din prima pentru Mesut Ozil, în care este și Lacazette. Pentru ele balonul ăsta, Lacazette nu dă cu capul minge. Bellerin, Wilshere și e corner. Este corner. Hai să mai facem modificări. Facem așa, punem pe Ronaldo în locul lui Lacazette, pe Alexis în locul lui aici, punem pe Walcott, Ozil, Walcott, facem modificări serioase. Va executa cornerul Mesut Ozil, din nou la Ronaldo, desigur. Ronaldo foarfecă, dar mingea se duce paralel cu poarta, frumoasă execuția încercată de Cristiano Ronaldo, o minge lungă aici pentru Jesus. Jesus intrat în locul lui cu Agüero, Umtiti, bine se descurcă Umtiti, dar greșește Otamendi, Jesus, e gol, e 1-1. Ce faci? De ce Umtiti? De ce așa Umtiti? Iar Jesus, la a doua atingere de balon, punctează, intrat în locul lui Agüero. Iată cum City reușește egalarea, când probabil victoria părea noastră. Să vedem să acum pe Theo Walcott, foarte bine se descurcă, introduce el de curând, Asano, e corner. Asano la prima atingere putea și el să marcheze, o minge aici la Walker, Marcelo, câștigă duelul Marcelo, Walcott, călcui pentru Ozil, Ozil, Marcelo. Iată cât de liber este Hector Bellerin, Bellerin, dar resping jucătorii lui City, Koscielny câștigă de la cap. Mesut Ozil. Călcâiul lui Ozil nu e tocmai bun și iată ce șansă de contraatac are City, poate obține victoria Stones și e 2-1 City. Ce final de meci! Iată cum spuneam, cred că City poate să câștige pentru că e echipă mare. Și face asta. Ozil greșește. Ozil face o eroare. La fel ca Umtiti. Două erori. Ce iată. O aduc pe City în avantaj. Dar nu renunță Hector Bellerin. În care o Bellerin. Alexis. Marcelo. Pentru Alexis. Alexis se descurcă bine. Alexis cade și nu obține penaltiul. Nu obține penaltiul, ba chiar City poate face 3-1 din nou Stones. E Koscielny aici, Ozil, din nou eroarea lui Ozil, jocul continuă, foarte bine. Până la urmă, Umtiti, până la Hector Bellerin, ultima fază, ultima șansă a celor de la Arsenal să egaleze. Walcott în careu cu Mendy, Walcott, bine, Ronaldo, dar pasă-i greșită. Final incendiar de meci, final în care City întoarce practic partida, 3-1 bate și Manchester United, City iată se salvează, Guardiola se salvează aproape de a patra înfrângere. Și acum avem meci în UEFA Champions League. Să vedem cu cine însă. Simulăm aceste antrenamente, desigur. E bine, Băluță trebuie să crească și el ușor.
Avem cu Ajax-ul, o echipă extrem de periculoasă, așa că vom simula. Să vedem cine are probleme. Probleme are Walcott. Îl pun pe Kirikeș aici. Și vom simula partida asta cu Ajax, pentru că eu zic că aici cu Barcelona trebuie să jucăm, dar mai ales că avem și pe propriul teren. Și luăm bătaie cu 1-0. Chiar dacă am simulat. Nu e bine. Meci cu Leicester. Leicesterul se află pe locul 2. Asta este echipa noastră. Deci, ce am făcut? Asta e echipa noastră pentru... Oh, Kipchiu e accidentat. Îl va pe Rotariu. Nu-i nimic. Meci cu Leicester îl simulăm și pe ăsta. N-ar trebui să pierdem. Deși Leicester e în formă. 1-1. Nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine deloc. Să vedem, avem cu Columbia. Dar vă dați seama că nu aveam contract, Columbia vrea, desigur că îi dau reject și acceptăm cu România. E normal asta, să prelungim contractul cu România. Doamne, claxonează cineva, cred că se și aude, claxonează în disperare. Calificări! Calificări pentru noi, să nu uităm. Oh, ții minte că am luat bătaie de norvegien rău de tot. Avem cu Polonia meci. Meci greu și după cu Danemarca. Așa că haide să vedem ce facem. Haide să vedem. Trebuie să ne răzbunăm pe polonezi. Răzbunarea va fi dulce. Eu așa zic. Stai să le dau și lor echipamentul roșu să ne deosebim mai bine. Andone, Maxim, Stanciu, Torje. Da, n-a jucat cu Torje. Mai bine joc cu Rotariu, Marin, Pitilic, Găman. Îl pun pe Toșca, Radu Ștefan, Tătărșanu, Benzar. Asta e echipa noastră împotriva celor de la nimeni altă decât Polonia. Îl pun pe Torje aici, Răduț, văd că l-am și pe el, îl bag în locul lui Filip. Jucăm și câștigăm împotriva polonezilor. România-Polonia, avem nevoie de victorie. Venim după o înfrângere dureroasă în fața Norvegiei. Acum trebuie să ne răzbunăm pe polonezi. Trebuie să ne răzbunăm pe Lewandowski. Iată-l pe Stanciu, ce frumos, Pintili. Până la Radu Ștefan. Radu Ștefan, din prima pentru Alexandru Maxim. Maxim, este în bandă, puțin izolat, Maxim. Maxim, dribling-uri bune. Radu Ștefan. Radu Ștefan caută sprijinul. Răzvan Marin acum. Benzar. Benzar, Rotariu, șansă de gol. E corner, e corner, cere heads acolo, dar nu se dă nimic. Corner pentru România, să vedem cum va executa Stanciu. Destul de bine. Toșca acum în blocaj. Din nou corner pentru România, începem bine. Asta contează foarte, foarte mult. Să începem bine. Jucăm cu Alexandru Maxim scurt. Iată mai departe pentru Benzar. Nu înțeleg, s-au încurcat puțin jucătorii noștri. Benzar pierde balonul. Nu cred că trebuia să vină Benzar acolo, sincer. Cred că mai bine era Răzvan Marin. Dar asta este faul dur. Faul dur, probabil vom vedea un galben. Lewandowski acum. Lewandowski blocat bine. Benzar, iată, n-a ajuns pe locul său. Pasă pentru Pintili. Din nou greșită de Benzar. Benzar trebuie să aibă grijă. Maxim. Pintili. Pintili! Și Pintili face o eroare, dar recuperează Andone. Șansa de gol pentru România. Andone mai departe pentru Stanciu. Stanciu. Andone! Vede și galbenul Andone. Da, Florin Andone, cartonaș galben destul de rapid. Dar asta este, a fost un faul dur. Un faul ce merita cartonașul galben. Să vedem cum vor gestiona polonezii partida asta. Noi avem nevoie de 3 puncte. Mulți spuneau că ar fi bun și un egal, dar noi trebuie să luăm cele 3 puncte neapărat. Pentru a spera în continuare la calificare. Deși sunt doar... Asta ar fi al treilea meci jucat. Timp mai e destul, dar dacă pierzi punctele, așa de la început, după va fi și mai greu. Dacikovski. Radu Ștefan se luptă, câștigă balonul. Maxim, acum șansă de contraatac pentru România. Stanciu, avansează Stanciu. Stanciu, intră în interiorul terenului, pasează mai departe pentru Benzar. Benzar, de prima pentru Rotariu. Șansă de gol pentru România. Rotariu iese cu mingea în afară. A doua centrare încercată de Rotariu și blocată de Glic. Glic până acum
imbatabil în fața lui Rotariu. Nu-i bine. Oh, Pintili, recuperare bună, Andone! Stanciu! Stanciu! Wow, wow, wow! Scapă polonezii, fac destul erori și ei, dar iată că reușesc să scape pentru că nu suntem foarte eficienți în fazele defensive, ofensive, Toșca, bine, Maxim, Stanciu, Andone, îl așteaptă pe Stanciu, bine, Stanciu mai departe pentru Maxim, Maxim în careu, Maxim și nu obține, no. Am crezut că va obține lovitura de la 11 metri, Maxim, n-a obținut-o, din păcate pentru noi, Bezar, greșeală mare, Zielinski a reușit recuperarea, Bezar, a treia eroare pe care o face Romario Bezar. Lewandowski, nu trebuie lăsat. Iată ce șansă de gol a polonezii, offside, 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 marchează Blachikovski, dar e în offside. Avem noroc, Tătărușanu nu putu să interveni, nu-i bine. Maxim, Pintili, România forțează, nu-i offside, Andone. Andone cere faultul, nu-l obține. Ei, nici măcar anulcarea de la margine nu o obținem. Ciudat, o intervenție dură și a jucătorului nostru, are probleme jucătorul polonez. Să vedem dacă va reuși să continue această partidă sau nu, încă este la pământ, se ridică, dar greu. Bine, bine, Răzvan Marin. Toșca, Pintili, Pintili, eroare mare și el, pase greșite date de românii noștri la pauză, trebuie să facem schimbări pentru că altfel nu stă foarte bine, Andone. Foarte în spate jocul lui Andone și deja se fac erori mari de Pintili. Pase ușoare greșite de acesta, iată-l pe Chiricheș. Chiricheș încearcă acolo, recuperarea e pericol, au Maxim, Maxim face faza defensivă, Stanciu, Andone, 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 n-are sprijin, vine Pintili, e faul de galben, jocul continuă, Pintili, Pintili, pentru fostul său coleg de la Steaua, Stanciu, 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 șutează, dar Șejni reușește să respingă, ar trebui un cartonaș galben, ce-i drept, și vine. Vine într-un 41, Pazdan, vede și el galbenul, corner, acum Stanciu execută pentru Rotariu, Toșca, Pintili, Pintili, Bezar, n-avem soluții, Bezar, Bezare, ne omori, ne omori cu zile, iată ce șansă au acum polonezii de a marca, blocați-l pe Lewandowski dacă mai putem, s-a dat offside, ce eroare au făcut însă. Ce eroare au făcut polonezii, șansă pentru România, din nou Bezar, eroare mare. Rotariu nu face cea mai bună preluare, se luptă să recupereze și o face, dar iese cu mingea la afara trenului, trebuie să intre Torje. Trebuie să-l băgăm pe Torje, Rotariu convocat, iată că nu a răspuns... Bine, aceste convocări, cel puțin primele 45 de minute slăbuțe pentru Rotariu. Trebuie să facem modificări, văd că Radu Ștefan avea ceva probleme, dar până la urmă rezistă. Torje în locul lui Rotariu și Pintili cu Big Falvi. Astea sunt cele două modificări făcute de noi. N-am ce să le fac. Cine a greșit a plătit, ar fi fost și Benzar, dar... Nu era tocmai ok, pentru că Benzar totuși are viteză pe acea parte. Iată-l pe Big Fali, începe bine cu recuperare, Andone. Andone pentru Stanciu, șansă de gol pentru România, acum să vedem pe Stanciu. Stanciu pentru Torje, Gabi Torje, vitezomanul nostru, Torje. Torje se descurcă bine, pasa pentru Big Fali, nu pentru Maxim era. Marin, Big Falvi. Big Falvi întoarce mingea foarte bine, Răzvan Marin, Marin e corner, Glic se opune, magistral, magistral, Glic până acum, vine această centrare, nu e nimeni acolo, Toșca, Alexandru Maxim, nu s-au înțeles din nou românii, din nou nu ne-am înțeles, mult prea ușor, pierdem acolo baloanele, recuperăm până la urmă, Stanciu,
Maxim, iată pe unde a ajuns Maxim, dar ce bine se descurcă Maxim, pasă pentru Andone, Andone, în careu, Andone, Andone, din nou intervenție, de ultim moment, la risc, Big Falvi, Eric, Torje, greșește pasa, Andone ajunge la minge, Big Falvi, Stanciu, Big Falvi din nou, Benzar, de ce stai pe loc, Romario? Oh, 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 pierde balonul. Răzbunarea României întârzie să vină momentan. Sperăm, Marin, recuperare bună. Stanciu, Stanciu mai departe pentru Gabi Torje, vitezovanul României, centrează pentru Stanciu. De ce n-a încercat? Probabil a încercat careul, dar n-a reușit. Aruncare de la margine pentru România, fac și polonezii o modificare. Benzar, Torje, centrează, Maxim nu ajunge, să vedem. Nu ține mingea în teren, Radu Ștefan. E lent. Polonia. Totuși, mă așteptam să fie mult mai ofensivă. Din nou, eroare din partea polonezilor. Andone. Pasă pentru Stanciu în careu. Stanciu. Stanciu. Se descurcă foarte bine, dar pierde duelul umăr la umăr. Ce frumos s-a întors Stanciu acolo. Iată cum pleacă Lewandowski. Aici mi-e frică. Lewandowski cu Toșca. Toșca. Toșca însă este fenomenal, Toșca, bine s-a descurcat Ali Toșca la această fază, de unul singur, pasă pentru Andone, Torje, Torje pentru Stanciu, careu Stanciu, poate marca România, Andone, da, 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 până la urmă reușim să marcăm, Florin Andone punctează pentru 1-0 România, conduce în deplasarea de la Polonia, da? Gol Florin Andone, jucătorul de la Deportivo La Coruña, iată reușește să puncteze, pasă bună, Andone totuși riscant aici, nu știu, priviți, se apleacă, mi-a fost frică să nu dea peste poartă, Șeșin n-are ce să facă și România conduce cu 1-0 Polonia în minutul 70, ne putem răzbuna pe polonezi în urma calificării pierdute la mondial. Iată aici Eric Big Falvi. Să vedem însă cum vor reacționa polonezii. Iată-l pe Leva. Inexistent până acum Leva. Trece bine aici. Trebuie să blocăm șuturile. Ieșim bine în pressing. Nu, 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 nu. E ratare imensă. Zielinski. Nu cred. Nu cred așa ceva. Cum scapă România la această fază. Priviți. Hei, ocazia asta e monumentală. Și s-ar putea să-i coste destul de mult pe polonezi. S-ar putea să-i coste puncte importante. Radu Ștefan. Maxim. Încearcă călcâiul Maxim. Nu reușește. Lewandowski urmărit de Toșca. Toșca depășit ușor. Benzar. Bine scoate. Pentru Torje. Să vedem acum piticul Torje ce va încerca. Oh, ce ușor. Ce ușor a fost deposedat. Dar mingea în continuare în posesia noastră pentru care și recuperarea. Torje. Torje, Stanciu, se luptă bine. Andone. Trebuie să aștepte sprijin pentru că nu are susținere. Andone. Iată asta face. Vine Stanciu. Avansează Stanciu care e Maxim și se dă faul. Da, e normal. E normal. E fault pentru România. Minutul 79. Haideți să vedem ce va încerca Stanciu. Stanciu, Stanciu, încearcă poarta. Și îl băgăm pe Răduț în locul său. Îl băgăm pe Răduț în locul lui Stanciu. Răduț, un jucător foarte tehnic și el. Avea mari speranțe de la el, însă nu știu ce s-a întâmplat. La un moment dat s-a pierdut pe drum. Dar are șansa acum să se reafirme. Lewandowski. Leva. Iată polonezii, se descurcă la această fază, e gol, de ce, de ce nu vii tu Radule? De ce nu vine Radu Ștefan să dea cu capul aici, nu înțeleg. A preferat să se ducă în spate și iată că România se vede gata în minutul 82, polonezii totuși au mai avut o ocazie mare de a marca. Maxim, Big Falvi, Maxim, pentru Radu Ștefan, România nu renunță, Szczęsny iese și reține. Așa ar fi trebuit să ieși tu, tătă. Iată, Szczęsny parcă vrea egalul ăsta, nu știu cum, ce să zic. Polonezii, Krychowiak, Blaszkowski.
Dacă am recuperat aici, am avea șansă foarte mare de a marca, dar nu o facem. Cât de frumos schimbă partea. Fără fault în careu. Fără fault în careu. Iată, pasă bună pentru Leva. Zielinski. Nu reușim. Iese tătă. Iese tătă. Degajează rapid. Greșit însă. Se putea să degajeze și Tătărușanu bine. Haide, 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 tare. Hai, Andone. Câștigă Andone duel la cap. Șansă, ultima șansă pentru România. Torje. Torje! Câștigă și tu un duel! Degeaba. Nu s-a terminat partida. Nu s-a terminat partida. E 2 la 1 pentru Polonia. Eu am crezut că va fluiera, sincer. După faza aia. Părerea mea, am crezut că va fluiera. De-aia la un moment dat luase mâna de pe joystick. E 2 la 1 Polonia. Punctează și România. Iată cum pierde. Victoria printre degete se fluier. Acum vom face schimbări drastice. Și cred că schimbarea lui Stanciu n-a fost foarte bună. Pierdem cu Polonia. Nu mai avem voie să pierdem acum, asta e clar. Un lucru e clar, nu trebuie să mai pierzi puncte. Pentru că în aceste momente este la 4 puncte în spatele Franței și a Norvegiei. Ceva nu-i bine pentru noi dacă s-a întâmplat asta. M-am enervat tare în urma acestor finaluri de meci pe care le-am pierdut în stilul ăsta. Dar asta este, poate în meciurile următoare vom face lucrurile așa cum trebuie. Eu am fost X-Baker, sper că v-a plăcut. Uitați să apăsați butonul de like. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa!